găsit la o nouă emisiune, capitolul 79, Înțelepciune Transformare. Numele meu este Romeo Popescu, sunt numerolog și vom vorbi în această emisiune despre un subiect mai amplu, ca să spun așa, și astăzi o să vă ajut să calculați anumite lucruri, să vă dau exerciții. Subiectul este intervenția Universului în viața fiecăruia. Da, este foarte interesant că noi nu trăim singuri, da, trăim în această forță universală, iar această forță universală, în oricât am vrea noi să o ignorăm, nu ne ignoră ea pe noi. Și Universul intervine întotdeauna în viața unui om sub diferite evenimente, plăcute sau mai puțin plăcute pentru noi, și intervenind în aceste evenimente, ne dă câte o lecție de viață. Ne dă câte o lecție de viață pentru a merge mai departe, pentru a ne înțelepți, pentru a ne transforma, da? Pentru că orice transformare este importantă în viața noastră. Ne place, nu ne place, trăim pe această planetă, în acest univers. Influența universală vine, conform datei de naștere, asupra noastră, în ani în care, pur și simplu, este foarte posibil să ne așteptăm mai puțin. Numai că numerologia, ca știință, aș putea să calculeze și chestiile astea. Pentru că dacă noi știm că totul este algoritmat și că nimic nu este întâmplător, și că există o cauză și un efect, că există un algoritm în toate, în numerologie se pot calcula și astfel de lucruri. Da? Există, și noi nu am vorbit până acum în emisiune, există, fiecare om are un an în care s-a născut. Nu însemna ceva, acest an în care oamenii s-au născut, înseamnă foarte multe. Pentru că, într-un fel, este un om care s-a născut în 1950 ceva, și în altfel este un om, care s-a născut în 1980 ceva, și altfel e un om care s-a născut în 2007, să zicem. Pentru că fiecare are anumite veleități și fiecare are un alt fel de a fi. Toți cei care suntem născuți în anii 1900 trăim într-o anumită paradigmă. Cei care sunt născuți după anii 2000 trăiesc în altă paradigmă. Noi am trăit într-un mileniu, mileniu 1000. Noi am trăit într-un secol, secolul 900. Aceste două lucruri ne-au afectat foarte mult și ne-au influențat foarte mult conform inconștientului colectiv, conform oamenilor care efectiv au trăit în mileniul acesta. S-au schimbat foarte multe. Da? Mileniu 1, secolul 100, secolul 2, 3, 1100, 1200, 1300 și așa mai departe până la 1900. Cei care sunt pasionați de istorie pot vedea un anumit comportament de-a lungul istoriei, al omenirii și al influențelor universale asupra tehnicii, asupra, cum să spun, asupra creșterii noastre în, ca spiritualitate, ca om, ca dezvoltare energetico-spirituală. Da? Ne-am gândit vreodată de ce în anii 1500 a fost renașterea. Da? 1500, iată, foc 1 și 5, foc 6, echilibru. Da? Trebuia să se reechilibreze lumea. Trebuia să fie altfel. Da? În anii 1800, după 300 de ani, au fost marile revoluții, marile zbuciumări, zbuciumări în Europa, da? Războaie civile până America Nouă, tărând descoperit, dar tot de europeni și așa mai departe. Tot felul de sisteme sociale și tot felul de organizări sociale în anii 1800 au venit ușor, ușor, s-a trecut de la o formă de guvernare, la altă formă de guvernare. Bine, eu spun numai, istoricii știu mai bine că au fost lucrurile. Dar de 1500 până în 1800 sunt 300 de ani. Iar acest 3 vine să facă ceva pe zona de stabilitate din nou. Iată cum Universul intervine și ne ajută mai sus, mai sus, mai sus. Aproape că nici nu ne dăm seama.
noi vedem lucrurile așa, ia uite ce s-a întâmplat atunci și s-au schimbat niște lucruri. Dar nu ne dăm seama că este un algoritm în toate lucrurile astea și Universul știe acest algoritm al lucrurilor, știe acest algoritm al întâmplărilor. Așa cum intervine în viața Terei, ca să spun așa, în viața sistemului nostru solar, în viața galaxiei noastre, așa intervine și în viața fiecărui om, de la mic la mare, de la mare la mic, cum e sus, așa e și jos, cum e jos, așa e și sus. Intervine și la un nivel macro, dar și la un nivel micro. Pentru că atunci când intervine la un nivel macro, automat se propagă această undă, ca să spun, și la nivelul micro. Dar fiecare dintre noi suntem importanți pentru Univers. Pentru că noi reprezentăm o energie care, această energie, ține în viață. Fiecare dintre noi suntem o energie și avem o energetică care ține în viață la nivelul nostru Universul. Sunt foarte multe reprezentări, dacă căutați pe internet, cum vedeți expansiunea Universului și expansiunea celulei sau sistemului nervos, a celulei nervoase, o să vedeți cam la fel. O să vedeți că nivelul celular al nostru, Universul interior, așa cum îl numim, e la fel cu Universul exterior, cu Universul pe care îl vedem acolo, pe cer, să zicem, sau la diferite reprezentări pe internet sau la televizor. Deci totul este la fel. Asta înseamnă că suntem importanți. Deci dacă ne-am considera așa că nu suntem importanți, nu e adevărat. Fiecare dintre noi este important pentru acest univers. Că unul este într-un domeniu, altul este în alt domeniu. Că unul este mai sărac, altul este mai bogat. Că unul este mai citit, altul este mai puțin citit. Că unul este mai frumos, altul este mai puțin frumos. Că unul este mai școlit, altul e mai mult școlit. Nici nu contează. Suntem importanți la nivelul la care suntem. Nu e nimeni mai important, pentru că fiecare dintre noi corespunde și fiecare dintre noi ajută acest algoritm, această matrice universală să funcționeze. Și Domnul care este într-o poziție importantă, dar și Domnul sau Doamna care e într-o poziție importantă, dar și Domnul sau Doamna care fac curat, da, care mătură strada. Sunt foarte importanți. Și domnul director dintr-o companie, dar și persoana care face curat în compania respective, care duce gunoi. Și aia e important. Toți suntem importanți. Gândiți-vă dacă n-ar fi persoana care face curat într-o firmă și n-ar face nimeni, ar fi mizerie acolo tot timpul. Dar dacă n-ar fi domnul care sau doamna care să conducă compania, ar fi un haos. Compania s-ar duce afară, s-ar desființa. Așa și Universul funcționează. Deci toți suntem foarte, foarte importanți. De la nivelul micro, de la casa noastră, de la imaginea noastră, de la modul în care noi suntem cu noi înșine, până afară. Și noi ca numerologi, acum ce să facem? Dacă tot am văzut noi că există anumite lucruri, hai să mai și calculăm, să vedem cum și în ce fel. Fiecare dintre cifrele în care, în anul din care ne-am născut, sunt importante. Paradigma din care privim lumea este diferită. De-aia, cei care s-au născut după 2000 văd lucrurile altfel față de cei care s-au născut în 1900. Dacă în 1900 toată lumea vrea să fie primul din clasă, să ia un premiu, să fie cel mai tare, să a fost, cum să spun, un lider, unul care nouă transforma lucrurile. Noi așa am fost învățați și educați și nu a fost rău. A fost foarte bine, pentru că noi ne-am adaptat și ne-am transformat în paradigma socială și energetică în care am trăit. Nu e rău. Interesant e și am mai spus în alte emisiuni cum acești oameni care sunt născuți în 1900, 70, 60, 80, da, 90 iarăși, vor da naștere copiilor care se vor naște în paradigma anilor 2000. Pentru că acești copii sunt altfel. Copiii anilor 2000 nu înțeleg ceea ce un om născut în 1900 vorbește. Nu că nu înțeleg așa verbal, nu înțeleg pur și simplu, pentru că ei au alt sistem de valori. Este sistemul 2, care ține de echipă. Da? Eu cu Cutărescu. Este sistemul 2 care ține de zona afectivă, nu mai ține de zona mentală. Eu sunt cel mai deștept și voi conduce lumea.
Nu, el ține de zona sentimentală. Eu iubesc lumea. E așa văd lucrurile. Am întâlniri cu foarte mulți oameni care îmi spun, vorbesc cu copiii mei, copiii născuți după anii 2000, da? Și care spun, nu înțeleg de ce trebuie eu să fac treaba asta. Pentru că așa trebuie, dau un exemplu, că așa e bine. De ce e bine așa? De ce trebuie să fac așa? De ce, de ce, de ce? Ei își pun tot felul de întrebări, care poate nouă celor care suntem născuți în 1900, ni se par niște întrebări așa puierile, ni se par niște întrebări care n-au niciun sens. Dar pentru ei au foarte mare sens. Pentru ei au foarte mare sens. De ce trebuie să iau premiul întâi la școală? De ce trebuie să fiu cel mai bun? Da? Ei gândesc la modul de echipă și să nu uităm că acești oameni născuți acum, după anii 2000, pun bazele, așa cum oamenii născuți după anul 1000 au pus bazele acestui sistem în care noi, omenirea, am trăit 1000 de ani, așa și acești oameni vor da ușor, ușor drumul, cum să spun, unei noi paradigme și de-aia ei sunt altfel. Și noi va trebui să ne adaptăm. De-aia responsabilitatea celor care au copii care sunt născuți după anii 2000, dar ei înșiși ca părinți sunt născuți în anul 1900, responsabilitatea acestor părinți este una foarte mare. Pentru că pe lângă faptul că ei au fost educați într-un anumit fel, și normal cum au fost ei educați, pentru că nu trebuie să judecăm și să arătăm cu degetul așa pe nimeni, responsabilitatea este pentru că ei vor trebui să treacă la o nouă paradigmă oarecum forțați, pe ca să poată să aibă o relație bună cu copilașilor. Este foarte important să-și dea seama că ei nu mai merge ca înainte și ei înșiși vor trebui să se schimbe. De-aia responsabilitatea celor care au copii născuți după anii 2000 este una foarte puternică și foarte mare și acești părinți trebuie efectiv să vadă mai mult decât părinții noștri lucrurile, să le vadă mai amplu, mai larg. Da? Și universul, bineînțeles, că îi ajută. Universul, bineînțeles, că face tot posibilul să facă lucrurile în regulă. Acum am făcut o diferență între paradigma mileniului și secolului și asta 2000. Dar contează foarte mult și deceniul în care tu te-ai născut. Da? Pentru că, într-un fel, sunt oamenii născuți în anii 60, în altfel sunt oamenii născuți în anii 90, să spunem. Da? Deceniul în care te-ai născut este foarte important pentru misiunea ta. Este o misiune generală, dar și anul în care te-ai născut, adică te-ai născut în deceniul 8, da, în 1985. Anul 5 din deceniul 8, da, este foarte important. Aceste lucruri de finețe vorbesc despre misiunea pe care tu o ai la nivel universal. Ca acea parte, așa cum am început eu emisiunea de astăzi, da, ca acea parte care tu ești în matricea universală. Și deceniu spune foarte multe lucruri. Sunt foarte mulți oameni care timp de 10 ani, anii 80, anii 60, anii 30, anii care vreți voi, da? S-au născut pentru paradigma lui 8, să zicem, dacă sunt anii 80. Ei, 10 ani de zile s-au născut oameni care se respecte paradigma lui 8, adică paradigma puterii. Și o să vedeți că foarte mulți oameni născuți în anii 80 sunt oameni care au, da, de la 80 până la 89, care au o anumită formă de putere, da? Care au bani, care le merge bine, care au studii, care au ceva. Da? Pentru că 8 este o cifră a unei forme de putere. Și o să vedeți foarte mulți oameni născuți în anii 70 care nu țin de forma de putere. Sunt oameni care visează mai mult. Sunt oameni care efectiv sunt cu capul în nori, ai spune. Sau sunt oameni foarte înțelepți. Sau prind informația mai rapid și o folosesc pentru ei și pentru înțelepciune. 8-ul prinde informația rapid, dar o folosește pentru o formă de putere. Și iată cum sunt diferiți oamenii. Iată cum sunt diferiți. Oamenii din anii 60 sunt altfel, nu? Paradigma anului 60 este echilibru, armonia. Ei tot timpul vor fi în dezechilibru sau în echilibru. Dar vor păți atâtea în viață încât să se echilibreze. Deci o cifră a muncii. Sunt oameni foarte harnici, muncitori, da? Pe de o parte. Pe de altă parte sunt și oameni
care sunt foarte avari după bani, pentru că este o cifră a banului. Fel și fel de oameni, cum se spune, da? Gândiți-vă la părinții noștri, da? Care au fost născuți în anii 40, în anii 50, în anii 30. Care sunt într-un anumit fel, da? Cei care au părinții născuți în anii 40. Oamenii ăia sunt în un cadru. Și cadrul respectiv, dacă n-au ieșit din el, au efectiv niște cutume foarte clare. Și un copil născut dintr-un părinte din anii 40, iar va trebui să revoluționeze. Poate e născut în anii 60, poate e născut în anii 70 acel copil. Și cadrul lui 4 nu-i permite viziunea. Și ca să puteți să faceți și voi diferența, este așa cum vedem noi cadrul 1900 față de copiii aceștia din anii 2000, care îi văd altfel, ei n-au cadre. Da? La nivel de subtilitate, noi putem să vedem mileniul, deceniul în care ne-am născut, pe de-o parte, și pe de altă parte putem să vedem și anul din deceniul respectiv. Dacă eu tot m-am născut în anii 60, să zicem, da? Tot m-am născut în anii 60. Este clar că deceniul în care eu sunt născut este făcut pentru eu a căpăta armonia și echilibru, a căpăta, a avea o formă financiară mai bună, mai puțin bună, da? Depinde de la om la om, da? Este clar că eu de-aia am fost născut și pe aia iau cifrele de la 1 la 9, da? Din anul în care m-am născut. Pentru că m-am născut în deceniul 60, e clar că anul 61, să zicem, contează foarte mult, da? Mai trist e cu cei care s-au născut cu cifra, cum să spun, 1960, 1970, 1980, adică zero ăla care vine, este important pentru că el va trebui să dobândească foarte clar acea structură alu 6, adică echilibrul își va trece prin tot felul de lucruri și va fi și zero, care este totul sau nimic, da? Va fi și zero, va fi și totul, va fi și nimic și totul. Iar e foarte important să analizăm cifra respectivă. Deci eu am venit pentru deceniul ăsta. M-am liniștit, pentru asta sunt. Dacă nu fac chestia asta, oricum sunt pe lângă. Dar trebuie să fac chestia asta. Dacă eu știu în ce deceniu și interpretez cifra respectivă, trebuie să văd particularitatea. Particularitatea este dată de an. Da? Așa cum mai devreme am dat un exemplu, da? 62. Cineva care s-a născut în 62, să zicem, în 1962, da? 6 este echilibru, dar 2 este ce fel de echilibru? Alu 2, sentimental. Echilibru comunicării. Și eu m-am dus direct să văd exact universul, cam ce vrea de la mine. Aici vorbesc ce vrea de la mine universul, nu ce vreau eu, nu ce vrea partenerul, partenera, nu ce vrea șeful, nu ce vrea ce vor rudele și așa mai departe. Nu, ce vrea universul. De ce m-am născut eu pe planeta asta? În anul respectiv. De ce? Că trebuie să ajung la o destinație, am vorbit în alte emisiuni. Dar am vorbit întotdeauna care e destinația, pe ce drum să mergem, cine suntem noi, ce vrea sociumul de la noi. Dar universul, ce vrea universul de la noi? Iată că vorbim acum. Asta vrea universul. Dacă noi facem ce vrea universul, el fiind foarte mare și foarte puternic, hai să-l numim Dumnezeu, da? Atunci ne va ajuta. Și viața noastră va fi mai poetică, mai frumoasă. Dacă nu facem, lasă-mă că nu contează, o vedem noi. Dacă nu facem, viața noastră va fi mai puțin poetică. Da? Avem foarte multe detalii, avem foarte multe zone în care ne putem, cu care putem jongla pe această parte. Da? Și vedem exact de ce am fost noi. Păi dacă eu sunt într-un fel și universul a vrut ceva de la mine, este clar că un alt om care s-a născut într-un alt deceniu și într-un altă zi, este foarte posibil să aibă menirea lui. Dacă eu voi interveni educându-l, acum vorbesc despre părinți și copii, da? Voi interveni educându-l conform paradigmei mele, el va fi în disonanță cu paradigma lui. Adică e ca și cum l-aș lua din matricea universală și l-aș lua în locul lui și l-aș pune în locul meu. Dar acolo pe cine punem? Trebuie să punem și aici pe cineva. Nu. Noi vrem să fim doi într-o zonă și acolo să nu fie nimeni. De-aia este ca și reprezentare, vă spun acum, este foarte importantă individualitatea omului. Este foarte important să tratăm oamenii ca indivizi.
Da? Nu ca tu trebuie să faci cum zic eu sau tu trebuie să faci ca mine. Nu. Așa ceva este ca și cum am luat un om care s-a născut pentru ceva din locul ăsta, să-l punem în locul nostru. Pentru că noi, să zicem, eu unul, să zicem, mi-am dorit să fiu un mare pianist. Dar n-am avut ocazia, n-am avut posibilitățile acestea. Da? Ok. Și atunci îl iau pe copilul meu și îl fac pianist pentru că eu n-am ajuns pianist. Și dacă el e să nu fie pianist, săracul, va fi luat de aici. Să zicem că el va trebui să fie un arhitect bun. Dau un exemplu, da? Va fi luat de aici de la arhitectul bun și va fi pus să compenseze ceea ce eu mi-am dorit, dar n-am putut. Și aici rămâne loc liber. Și aici va fi un pianist mai puțin bun și aici lipsă de un arhitect foarte bun. De-aia am spus că fie la începutul emisiunii noastre de astăzi, de-aia am spus că este foarte important fiecare să-și aibă locul lui și fiecare să conștientizeze și să nu judece pe nimeni și să conștientizeze că are un rol foarte bine și o parte foarte bună în fiecare, în matricea universală, fiecare are un rol foarte bine gândit și foarte bine definit. Și așa putem să aflăm rolul. În cazul în care noi nu vrem, noi nu învățăm anumite lucruri. Pentru Univers este foarte important, și așa cum am spus, suntem foarte importanți, fiecare dintre noi suntem foarte importanți pentru Univers. Și atunci ce se întâmplă? Universul vine și intervine, așa cum am dat titlul emisiunii de astăzi, Universul vine și intervine în viața fiecăruia dintre noi și intervenind în viața fiecăruia dintre noi, ne aduce oarecum cu picioarele pe pământ, să spunem, pe de-o parte, sau, pe de altă parte, ne dă ajutor. Universul niciodată nu ne vrea rău. Universul întotdeauna ne dă ajutorul. Poate nouă ni se pare în momentul respectiv că acel eveniment din acel an este ceva rău. Dar analizând de a fi rapăr, peste câțiva ani s-ar putea să fie ceva bun sau s-ar putea să fie un eveniment care pe noi să ne învețe ceva. Un eveniment care atunci, pe moment, nu l-am văzut cum trebuie, dar peste ceva vreme am observat că Universul chiar a avut încredere în noi și ne-a dat acel lucru că putem să rezistăm, să zicem, sau că putem să ducem la capăt misiunea respectivă, pentru că această intervenție poate apărea ca o misiune, ca un eveniment în viața noastră, ca un eveniment în viața celor dragi. Deci e clar că intervine într-o zonă de emoție. Nu va interveni niciodată într-o zonă mentală. Intervine într-o zonă de emoții. Și e clar că acel eveniment pe care fiecare dintre noi o să-l putem calcula, pentru că sunt ani în care intervine, este foarte important și trebuie să aibă caracter revelator. Poate veni ca un premiu. Noi putem să-l venim atunci ca premiu sau putem să-l vedem peste câțiva ani că a fost un premiu. Dar trebuie să știm foarte clar că din aceste evenimente care se întâmplă atunci, există un premiu. Indiferent că noi îl percepem sau nu ca premiu, el există. Da? O să vedem acum și modalitatea de calcul. O să vedem modalitatea de calcul în modul în care intervine Universul în viața noastră. Și o să vă rog să fiți atenți, deoarece este foarte important să nu greșiți la calcule, că dacă greșiți la calcule, nu e greu, e foarte simplu, dar trebuie să înțelegeți și o să mă fac explicat foarte clar. Dăm un exemplu aleator, da? Un exemplu aleator. Un om născut în anul 1985. Cum se calculează prima intervenție a Universului asupra lui? Toate cifrele, deci 1985, toate cifrele 1, 9, 8, 5 se adună. Deci 1 plus 9 plus 8 plus 5 este egal cu 23. Și ținem cifra asta, 23. 1985, deci anul nașterii, plus 23 ne dă 2008.
Deci, suma lui 1983, 23 ăla, suma lui 1985, scuze, 23, se adună la anul 1985, deci anul nașterii, și ne dă 2008. 2008 este primul an în care Universul intervine în viața acestui om născut în 1985. Bineînțeles că Universul o să intervină de-a lungul anilor, de-a lungul vieții acestui om. Și putem să calculăm când va interveni Universul a doua oară sau următoarea dată în viața acestui om. Următoarea dată, nu a doua oară, următoarea dată. Da? Dacă pentru prima oară, pentru un om născut în 1985, a intervenit în 2008 Universul, facem 2 plus 0 plus 0 plus 8, adică anul în care a intervenit Universul, adunăm 2 plus 0 plus 0 plus 8 este egal cu 10. 2008 plus 10 ne dă 2018. Următoarea intervenție a Universului în viața unui om născut în 1985 este 2018. Și calculați tot așa. Când este următoarea dată când intervine Universul în viața acestui om? 2018 a intervenit ultima oară, da? 2 plus 0 plus 1 plus 8 este egal cu cât este egal, da? Cu, da? 20 și cât este egal? 2 și cu 1, 3, 11, da? 2018 plus 11 este egal cu 2029. Următoarea dată când a intervenit Universul și când va interveni în viața acestui om este în 2029. Da? Deci modalitatea de calcul este foarte simplă. Se adună aceste cifre. După un scurt moment publicitar, o să mai dăm un exemplu și pentru alte cifre, ca să ne deprindem cu această modalitate de calcul și pentru a calcula cu acuratețe aceste date, pentru că anii respectivi sunt extrem de importanți și sunt ani care pe noi ne învață ceva concret și clar în viața noastră. Revenim după un scurt moment de publicitate. Am revenit după publicitate și rămăsese să mai explicăm, să mai dăm câteva exemple de calcul pentru a vedea exact cum se află anul în care Universul intervine în viața noastră. Da? Pentru un om născut în 1974, să spunem. Da? Un om născut în 1974... Vom calcula pentru acest om, vom calcula când intervine Universul. 1 și facem calcul în felul următor. 1 plus 9 plus 7 plus 4 este egal cu 21. Această sumă, 21, o adunăm la 1974. Deci 1974 plus 21 este egal cu 1995. Prima dată când intervine Universul în viața unui om născut în 1974 este 1995. Acum să vedem când intervine următoarea dată în viața unui om născut în 1974, Universul, da? Când intervine următoarea dată? Și facem 1995. Da? Deci 1 plus 9 plus 9 plus 5 este egal cu 24. 1995 plus 24 este 2019. Următoarea dată când Universul intervine în viața unui om născut în 1974 este 2019. Calculul este foarte simplu. O să vedeți că în viața oamenilor născuți în 1970, în 1980, 60 și cât o fi, nu contează,
îmi dau niște cifre mai mari și Universul intervine mai rar. Acum o să dăm un exemplu și pentru un om născut după anii 2000, ca să vedeți intervenția, să vedeți ajutorul Universului, care chiar își dorește să schimbe paradigma universală, care chiar își dorește să creeze un nou fel de a fi. Și el intervine ca să ajute, întotdeauna. Să zicem un om născut în 2010, când intervine Universul pentru prima oară în viața lui, să-l ajute. Păi 2 plus 0 plus 1 plus 0 e egal cu 3. Și 2010 plus 3, da, 2013. Iată că după 3 ani de zile a intervenit direct. Și următoarea dată, când intervine? Păi 2 plus 0 plus 1 plus 3 egal cu 6. 2013 plus 6, 2019. Iată că la un interval de 6 ani intervine iar. Și următoarea dată, conform acestui algoritm, este la o vârstă, este la data de în 2031, conform acestui algoritm de calcul pe care vi l-am mai explicat. Nu? Deci atât cât intervine și cât de mult susține Universul un copil născut după anul 2000. Cât de mult susține. De ce? Pentru că, așa cum am spus și mai devreme, în prima parte a emisiunii noastre, așa cum am spus, noi care suntem născuți în anul 1900 și avem copii în anii 2000, trebuie să fim ajutați și noi, pentru că nu știm, că noi am fost educați conform unei paradigme, în inconștientul nostru colectiv există o paradigmă de 900 de ani când ne-am născut în 1900, dar și de 1000 de ani când ne-am născut în anii, în mileniu 1000. Și Universul va trebui să intervină în ajutorul nostru. De-aia libertatea este foarte importantă în educarea copiilor după anii 2000. Pentru că Universul are grijă. Universul intervine într-un sens foarte pozitiv, intervine într-un sens foarte bun pentru a ne ajuta pe noi părinții, pentru a ne ajuta pe noi oamenii, pentru a ne ajuta pe noi omenirea. Și atunci vedem cum intervine. Ceea ce avem noi de făcut este să ținem minte cum a intervenit Universul. Pentru că e clar, acolo noi avem de învățat și va trebui să luăm măsuri. Cum a intervenit Universul, da? Ce mi s-a întâmplat mie în anul următor, în anul ăla, da? Și văd o intervenție, ceva. O să vedeți că dacă vă calculați, o să aduceți niște... O să vă amintiți niște lucruri care poate nici vă vine să credeți, v-au schimbat viața. Poate a apărut cineva în viața dumneavoastră în anul ăla, care are un rol foarte important în destinul dumneavoastră, în destinația la care de prin calea destinului, da? În viața dumneavoastră socială, în lecțiile de învățat ale dumneavoastră. Poate că acel om care a apărut, poate a dispărut un om din viața dumneavoastră în anul ăla, tot pentru a învăța dumneavoastră ceva. Nu putem să știm. Da? Ce s-a întâmplat atunci? Poate am fost avansați, poate am câștigat la loto, poate habar nu am. Vedeți pe ce plan. La voi înșivă, în viața voastră, trebuie să vedeți exact pe ce plan a intervenit Universul. Și să vedeți mai mult decât atât cu ce v-a ajutat, să vedeți ce ați avut de învățat și dacă ați învățat. Pentru că dacă n-ați învățat, e posibil să aveți tot felul de probleme. Dacă ați învățat, este foarte clar și foarte posibil, da? Să vă fie mai bine sau să vă fie bine în viața acum. Dacă ați învățat. Da? În numerologia, de o acuratețe foarte clară, putem să vedem clar când va interveni Universul în viața unui om și pe ce zonă. Un numerolog foarte bun poate să vadă chestia asta. Să calculeze când va interveni Universul în viața unui om și să-i spună exact, vezi că va interveni Universul pe zona ta afectivă sau pe zona ta financiară sau pe zona ta de familie, habana, nu știu. Depinde de calcule de la om la om. Dar un numerolog foarte bun poate să spună exact cu acuratețe ce, cum și în ce fel se va întâmpla când va interveni Universul. Voi e bine să vă aduceți aminte, cei care nu știți numerologie și care n-ați studiat numerologia, este bine să vă aduceți aminte.
Da? Este bine să vă aduceți aminte ce evenimente vi s-au întâmplat atunci și să vedeți, am învățat, n-am învățat, mă rog, fiecare cu analiza proprie. Da? Pentru că, așa cum am spus și în alte emisiuni, omul are de învățat, pe lângă faptul că are o vibrație interioară, o vibrație socială, drumul destinului și destinul, are și niște lecții de viață. Iarăși, în numerologie, lecțiile de viață generalisime se pot calcula. Dar sunt niște lecții de viață care nu sunt ale omului personal, ca să spun așa. Sunt niște lecții de viață universale pe care toți oamenii trebuie să le învețe. Iarăși, un numerolog foarte bun poate să vadă în funcție de vârsta pe care o ai și în anul în care ești, ce lecție de viață universală, deci în relație cu Universul, nu în relație cu tine însuți, ai tu de învățat atunci. Dar astea sunt chestii de nuanță pentru oamenii care vor să se dezvolte spiritual, care vor să fie în uniune cu Universul, care vor să fie cu picioarele în pământ și cu capul, cum să spun, în zona spiritului, să facă legătura între pământ și univers. Și lecțiile de viață universale țin de cifrele 1, 4, 7 și 9. Astea sunt cele patru lecții universale de învățat ale omului, pentru ca omul să fie în stabilitate universală. Da? Să aibă suprema înțelepciune. Și o să vă explic și numerologic de ce trebuie să fie în stabilitate universală și să aibă suprema înțelepciune. 1, 4, 7 și 9. Astea sunt. Vă spun eu, sunt calculate de mine. Nu vorbim acum de modalități de calcul, pentru că am pierdut toată emisiunea să vă explic pentru fiecare cifră. Eu am luat fiecare dată de naștere, fiecare asta, am pierdut destul de multă vreme să calculez aceste lucruri și mi-au dat aceste cifre. Și e uimitor. Indiferent în ce zi te-ai născut, în ce dată te-ai născut, acestea patru lecții de viață universale există în viața fiecărui om și mai mult decât atât, avem și niște vârste la care suntem testați pe ele. Pe lângă intervenția Universului, da? Ca să vă dau un exemplu simplu, știți că am mai făcut noi emisiuni aici cu vârstele, cu dezvoltarea pe orizontală, dezvoltarea pe verticală. Iar vârsta de 36 de ani era o vârstă foarte importantă. E clar că, fiind o vârstă foarte importantă, 36 de ani, 36 fac 9. Acolo avem lecția lui 9, vedeți? Și acolo, având lecția lui 9 ca și lecție de viață universală pe lângă ale noastre, e clar că se întâmplă ceva. Ce înseamnă aceste lecții de viață universale? 1, 4, 7 și 9, da? Că pe lângă a fi niște cifre, înseamnă foarte mult, da? Cea mai... prima lecție, scuze, așa, este 1, da? Pe asta înseamnă că noi toată viața va trebui să fim indivizi. Adică nu trebuie să fim în cârca nimănui. Trebuie să fim individualități. Trebuie să acționăm pentru a deveni individualități. Și asta oricine vrea. Mai mult sau mai puțin. Mai activ sau mai puțin activ. Oricine vrea să facă chestia asta. Da? Și e bine, pentru că Universul ne vrea, așa cum am vorbit la începutul emisiunii, pe fiecare ne iubește, da? Și ne vrea în locul lui. În algoritmul universal. În matricea universală. Și fiecare om trebuie să fie un individ, fiecare om trebuie să fie o individualitate. Să nu atârnăm pe spatele cuiva. Asta e prima lecție. Pentru că dacă eu atârn pe spatele cuiva, depinde viața mea de acel om. Și noi trebuie să fim conștienți că viața fiecărui om depinde de Dumnezeu și de el însuși. Adică de Univers și de el însuși, atât. O să ziceți că dacă un om pățește ceva, nu a vrut așa, a vrut Dumnezeu, așa putem să spunem.
sau cauzele și efectele din viața lui, pentru că se pot analiza aceste lucruri foarte clar. Da? L-au dus acolo. Deci a vrut el. Conștient sau inconștient, nu contează. Bun. Lecția lui 4 de viață. Fiecare om este obligat oarecum să aibă un cadru de cunoaștere, adică mai simplu, să fie bun de ceva, da? Să aibă un cadru de cunoaștere și mai mult decât atât, să-și mărească tot timpul acel cadru de cunoaștere. Adică dacă am învățat tabla mulțirii, să mai învăț, să zicem, și adunare, da? Sau să mai învăț și cum se citește, sau să mai învăț o poezie, adică să măresc cadrul de cunoaștere. Uite un exemplu minor. Dacă eu sunt un inginer, bun, să măresc cadrul de cunoaștere în zona mea de interes. Dacă sunt un profesor bun, să devin un dascăl bun. Dacă eu sunt nu știu ce, să devin din ce în ce mai mult, adică efectiv să evoluez. Pentru că fiecare e important, așa cum am spus. Și fiecare contribuie cu partea lui la dezvoltarea universală. Nu contează cât de deștept ești, nu contează câte școli ai și așa mai departe. Contează că ești parte și cel care nu are școală și cel care are școală. Acum am spus la începutul emisiunii, da? Nu contează cine, cum și în ce fel. E important, da? Și patru, iarăși, ține de reconstrucție. Da? Fiecare om este dator să facă asta, să aibă grijă de el, pentru că noi avem patru, corpul fizic, carcasa asta. Și fiecare este obligat să aibă grijă de carcasa lui, să se reconstruiască. Când nu mă simt bine, am toate resursele în corpul meu, în interiorul meu, să mă vindec. Am minte, am suflet, am instinct, am funcționalitate, am energetică, am de toate, sentimente și așa mai departe. Da? Deci am toate șansele să mă reconstruiesc. Pot să mă reconstruiesc după ce mi-am bătut joc de corpul ăsta sau pot să mă reconstruiesc fiind în armonie cu corpul ăsta. Și cum am văzut la foarte multe persoane, să uităm să îmbătrânim. Pentru că noi suntem în relație foarte bună și în armonie cu corpul nostru. Asta e o altă lecție. 4. Lecția lui 7. Înțelepțirea. Înțelepțirea, așa cum am vorbit, ține de evenimentele pe care le trăim. Adică, ca să folosesc un proverb, să nu trecem ca gâsca prin apă, prin viața aceasta. Să ne înțelepțim. Să știm de toate, măcar din evenimentele pe care noi le-am trăit în viața noastră cotidiană, în viața noastră de zi cu zi, în relație cu noi și cu cei dragi. Da? Să învățăm ceva din toate lucrurile astea. Și este foarte simplu, este foarte interesant acest lucru, că dacă noi învățăm aceste trei lecții, lecția lui 9 aproape că vine de la sine. Transformare. Da? Adică să nu mai fim ca înainte. Adică folosind individualitate, folosind integritate, folosind reconstrucția și înțelepțirea, nu vine automat. Da? 1 cu 4 și cu 7 fac 12. 12 plus 9 fac 21. Iată cum 9 vine imediat dacă noi am făcut chestiile astea. Pentru că 1 cu 4 cu 7 și cu 9 fac 21. Adică 21 ce înseamnă? De 3 ori 7. Adică triunghiul stabilității în zona înțelepciunii. Înțelepciune care pe mine mă ajută să fiu altfel. Și noi în alte emisiuni am vorbit vis-a-vis de aceste lecții de viață cât de importante sunt. Da? Deci, aceste patru lecții de viață, 1, 4, 7, 9, pe care eu le-am dat exemplu mai devreme, sunt extrem de importante în viața noastră.
paralelismul între aceste lecții de viață și anul în care intervine Universul este foarte interesant pentru calculul individual pe care dumneavoastră, dacă vreți, îl puteți face acasă. Cu siguranță Universul intervine numai într-o zonă de genul acesta. El nu o să poată să intervină pentru altceva. Deci el va interveni pentru a vă învăța ceva. E posibil să vă intervină dur să vă înveți o lecție de viață. E posibil să intervină mai puțin dur și să vă dea un premiu pentru că ați învățat o anumită lecție de viață. Sau să vă aducă ceva frumos de care să fiți, cum să spun, mândri și să contribuiți în viața de zi cu zi, să contribuiți în viața de ca instrument în matricea, în matricea universală a Universului. Un alt lucru foarte interesant este că pe lângă lecțiile de viață, pe lângă calculul pe care l-am făcut mai devreme ca intervenție a Universului, normal că totul este 3. Ni se relevă deceniul și anul în care noi ne-am născut. Ni se relevă acest lucru. Adică tu ți-aduci aminte, așa cum am vorbit la începutul emisiunii, da? Ți-aduci aminte că tu ești în deceniu și în anul respectiv născut pentru ceva anume. Nu aiurea. Am dat exemple mai devreme când am învățat acele calcule. Un om născut în anul 1985, deci în decenul 8 și în anul 5. Când tu ai învățat o lecție de viață, când Universul ți-a dat un premiu prin intervenția lui conform calculului de mai devreme, tu îți relevi 8-ul, adică forma de putere, și 5-ul, încrederea în tine, da? 8 și cu 5 fac 13, nu? 8 și cu 5 fac 13. Adică 4. Iată cum tu, învățând lecția lui 4, prin intervenția unui Universului, ai luat un premiu, să zicem, tu cel născut în 85, pentru că s-a relevat chestia asta, da? Sau ți s-a relevat altceva. Ai o formă de putere. Până atunci nu ți mergea foarte bine, poate că nu îți mergea bine nici cu banii, poate că nu îți mergea bine pe diferite planuri, da, emoțional sau cine știe cum, da, alu 8, da? Și a intervenit Universul într-un an și ți-a desfășurat ceva extraordinar pe zona lui 8, cum am vorbit mai devreme, și pe zona lui 5, adică a încrederii de sine, a intuiției, a individualității tale. 5 ține de individualitate, nu? Adică eu am încredere în cine? În mine, da? Încrederea în mine, adică eu sunt într-un anumit fel. Intuiția mea tot de 5 ține. Vedeți cum în anul 85 acestui om, când a intervenit Universul, acest om a învățat ceva. A intervenit pentru un om născut în 1974. Iar mi se relevă treaba aceasta. Mi se relevă foarte clar, da? 7, eu m-am născut în deceniul anilor, în deceniul 70, da? Toți cei care s-au născut în anii 70 vor trebui să aibă o formă superioară de înțelepciune. Și acum depinde în ce an te-ai născut. Cel cu o formă superioară de înțelepciune 1, înțelepciunea individualității, înțelepciunea acțiunii. Vezi să acționezi cu înțelepciune, că altfel nu e ce trebuie. Al 2, înțelepciunea sentimentală. Al 3, înțelepciunea creativității. Al 4, înțelepciunea cadrului, unui cadru economic. Să fii foarte bun, ceva chiar iluminat, da? Într-un anumit domeniu, într-un cadru, da? Sau să te reconstruiești tot timpul cu înțelepciune. Și conform lecțiilor de viață, pe care eu vi le-am spus mai devreme, conform intervenției Universului, ți se relevă deceniul și anul în care tu te-ai născut, pentru a ști mult mai multe despre tine și pentru a definitiva triunghiul normal, pentru că este un triunghi, totul în viața asta și în lumea în care trăim, ține de triunghi. Totul ține de zona aceasta a stabilității, a primei forme de stabilitate, triunghiul. Un punct de stabilitate, lecțiile de viață. Al doilea punct de stabilitate, intervenția Universului asupra fiecăruia dintre noi. Și al treilea punct de stabilitate, ceea ce dorește Universul de la tine conform anului în care tu te-ai născut. Și toate lucrurile astea aduc un triunghi al stabilității tale ca om,
în relație cu puterea universală, în relație cu Dumnezeu, în relație cu ce este mai presus de lumea aceasta. Mai presus de lumea aceasta aflăm din datele care eu vi le-am spus. Ce e pe lumea aceasta aflăm din ziua de naștere, da? Cine sunt eu, da? Cifra de vibrație socială, drumul destinului și destinația la care trebuie să ajung eu în viața asta. Dar vis-a-vis de calitățile spiritului, vis-a-vis de calitățile pe care noi le avem inconștient în noi, adică cu informația pe care o luăm din alte medii, din alte vieți pe care noi le-am trăit. Cu informația aceasta sau această informație, da, ne întâlnim sau o întâlnim, depinde, cu informația asta, o întâlnim sau ne întâlnim în aceste calcule, lecțiile de viață, deceniul și anul în care m-am născut, intervenția Universului asupra vieții mele. Atunci pot să-mi dau seama cam ce fel de spirit sunt, atunci pot să-mi dau seama cam cum stau în relație cu modul în care eu trăiesc în lumea asta, pentru că nu trăiesc viața asta ca să trăiesc, pur și simplu. Trăiesc viața asta ca să învăț. Aici pe pământ sunt foarte multe culturi care spun foarte clar că e o școală. Și am venit aici. Și am venit cu niște cunoștințe, am venit cu niște lecții, da? Pe care trebuie să le învăț. Și aceste lecții pe Terra, astea sunt. Pentru că totul e 3, da? 1 plus 4 plus 7 plus 9 egal cu 21, 2 plus 1, 1 fac 3. Deci sunt exact în lumea asta, trinitară, în care eu îmi desfășur activitate. Și fiind în această lume trinitară în care eu îmi desfășur activitate, este clar că lucrurile sunt concrete și clare. Da? Deci, calitățile pe care noi le avem în spirit, calitățile pe care noi le avem într-o zonă de relație cu celelalte vieți, de relație cu alte medii necunoscute, inconștiente, se află în felul în care am vorbit până acum, pe de o parte. Pe de altă parte, este foarte important să știm că omul este trinitar, spirit, suflet și trup. În cazul în care nu hrănim această trinitate, este foarte posibil să nu fie chiar foarte în regulă în viața noastră. Această trinitate se hrănește pur și simplu trupul prin lucrurile normale, fizice, pe care toți le știm și de care trebuie să ținem cont că avem lecții de viață acolo. 4. Sufletul se ține prin felul nostru de a iubi, prin înțelepțirea felului nostru de a iubi ca divinitate. 7. Și spiritul nostru se ține prin suma transformărilor, adică am mai învățat ceva, individualitatea noastră, să lăsăm ceva în urmă, să fim mândri de noi înșine. Asta e foarte important, să fim mândri de noi înșine și apoi de alții. Emisiunea, da, s-a apropiat de final. O să mai vorbim și cu alte ocazii despre această relație pe care noi o avem cu Universul și cu spiritul nostru. Dar până atunci vă urez să fiți mai înțelepți cu o secundă și mai transformați cu 2 secunde. Toate cele bune, ne revedem!